Salut! Sunt Marian și astăzi am pregătit o maioneză cu... Ia uitați-vă cum stă lingura în ea. Asta înseamnă că e o maioneză bine făcută. Ia uitați, ce groasă. Foarte bună. Hai să vă arăt cum am făcut-o. După cum ați văzut, în intro avem nevoie de un borulet, un ou, ulei și muștar. Imediat aducem și muștarul. Prima oară separăm ou. Avem nevoie de gălbenuș doar. Facem o marineză delicioasă. O puteți folosi la salată de bio, la fel de fel de preparate, și la burger, și la mai multe chestii. Și o lingură generoasă de muștar. Cam așa arată și acum amestecăm bine. Ouăle și muștarul trebuie să fie la temperatura camerei, ca să iese bine. Și acum începem și adăugăm treptat ulei. Ulei de floarea soarelui. Asta e metoda clasică. O să vă arăt odată și metoda rapidă de făcut maioneză. Ia uitați. Începe să prindă conturi, mai băgăm. Dacă cumva nu vă iasă, puteți să puneți și un ou fiert în el. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete în continuare pe canalele mele de TikTok, YouTube, pe Facebook, pe Instagram, peste tot. Dați un urmărire, distribuiți în număr cât mai mare toate videoclipurile ca să ajungem până la sfârșitul anului să facem 15.000 de urmăritori. Să creștem frumos. Și tot așa treptat adăugăm ulei în ea până se întărește de stă lingura, uite așa drept. Lingura asta de lemn, paletă, nu știu cum să le zic. Adăugăm și un pic de zeamă de lămâie. Așa. Și continuăm cu amestecarea. Puteți amesteca și într-o parte și în alta, că nu are cum să se taie. Uite, vedeți? Nu există să se taie. Trebuie să știți să lucri. După cum vedeți, maioneza e gata. Ia uitați-vă aici. Stă. Lingura mea stă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete. Hai noroc și o zi bună! V-am pupat!